Cel mai mare proiect de reabilitare a drumurilor județene din Iași și Suceava înregistrează noi probleme. După niciun an de la reabilitare, tronsonul 2 de pe axa Iași-Suceava, mai exact în zona localității Belcești, fisurile au început să apară. Liderul social-democrat Maricel Popa a precizat că lucrările sunt deja în întârziere. Pe teren nu există niciun muncitor la lucru, iar proiectul nu are la acest moment nici măcar un diriginte de șantier care să urmărească lucrările. Axa Iași-Suceava pare să bată pasul pe loc. Cel de-al doilea tronson, care pornește de la Gropnița, Focuri, Coarnele, Caprei, Belcești, înregistrează deja probleme. Deși nu a trecut un an de la reabilitare, se ved prin crăpăturile apărute între asfalt și șanțuri și vegetația crescută printre fisuri. Am găsit între asfalt, vingărul și șanțuri multe crăpate, deci asta se vede că nu s-a copactat, nu s-a răpurnat bine, n-a fost betonul bun. În afară de acest aspect, pur și simplu, sunt locuri unde am căpat, încăpeam mâna între asfalt și șanțuri până la cot. Pur și simplu, dacă nici după un an de zile, pur și simplu, sunt probleme mari, asta înseamnă că infrastructura drumului, corpul drumului nu a fost compactat, nu a fost bine lucrat și sunt defecțiuni. Este adevărat. Acum, probabil, o să vină să pună uzura și se astupă. Am fost manipulat într-o anumită zonă, unde pur și simplu au pus uzura o zi înainte și pur și simplu nu erau nici măcar burienile. Dar acolo, burienile dintre zona de drum și de asfalt, de șanț, nu erau luate, erau de jumătate de metru. De asemenea, președintele PSD Iași, Maricel Popa, a criticat modul în care Costel Alexe a coordonat lucrările. Vreau foarte mult să fac un apel public. Costel Alexa coboară pe pământ, mergi și supraveghează lucrările. Ieșenii au de suferit. Este adevărat, tu ești din ajut. Hai să te duci înapoi acasă, la ajut, dar ieșenii vor suferi. Este cel mai mare contract din cel mai mare drum județean din țară, dat în revista de transport european. Trebuie să ne mândrim cu acest drum. Nu în 2 ani de zile, cum a fost și alte drumuri, să se macine, să se distrugă și pe acest aduce un bani. În afară de aceste aspecte, atenția la poduri. Eu am atras atenția la poduri. Vedeți podurile noi care nu au scurgere, pur și simplu. Asta este scurgerea. Tronsonul 2 trebuia să fie deja finalizat în toamna anului trecut. Termenul de execuție a fost prelungit cu 6 luni și acum cu încă 4, până pe 25 septembrie 2022. Problema cea mai mare este că odată ce se înregistrează astfel de prelungiri, costurile nu mai corespund cu cele inițiale. Potrivit reprezentanților PSD, costurile tronsonului 2 din axa Iași-Suceava au crescut.